acest sezon o partidă care poate duce în cupele europene. Da, este o partidă extrem de importantă pentru noi, pentru jucători și pentru club, pentru că ar fi un lucru foarte, foarte bun dacă am reușit să ne calificăm în cupele europene. După programul greu din ultima perioadă, după victoria de la Buzău, a reușit să recuperați fizic? Sperăm că vom reuși acest lucru, pentru că am mai avut experiența asta. În ultimul timp am jucat numai din 3 în 3 zile. Sperăm ca mâine să fim 100% din punct de vedere fizic, dar și mental, pentru că eu cred că jocul de mâine trebuie să fie unul pe care să-l jucăm inteligent pentru a putea să câștigăm acest meci. Întâlnim o echipă foarte bine organizată, foarte agresivă, care pune presiune pe adversar și va trebui să găsim tactica potrivită pentru a putea desface adversarul și a putea marca. Vizor traversează o perioadă foarte bună, 4 succese la rând. Da, este un lucru foarte bun, pentru că, așa cum vă spuneam, înainte de meciuri sau după meciuri, am scăpat de acel stres al retrogradării și cred că în ultimul meci, cel cu Chindia, jucătorii s-au exprimat altfel. Dar, având în vedere că este o finală, cred eu că va trebui să, cum vă spuneam mai devreme, să fim inteligenți și să jucăm fotbalul nostru, să putem să ne impunem prin posesie și prin presiune. Și cred eu că la fel de important este că trebuie să marcăm goluri ca să putem să câștigăm. Viitorul a făcut mereu jocuri foarte bune la Sfântul Gheorghe, însă din păcate mereu a lipsit ceva pentru a obține și victorie. Sperăm ca mâine să avem acel ceva și să ne impunem, pentru că ne dorim foarte mult să mergem în cupele europene. Cele două partide de sezonul regulat au chiar la egalitate. De data aceasta ar fi nevoie de prelungiri de penalturi, de lovituri de partizare. V-ați pregătit pentru așa ceva? Trebuie să fim pregătiți, așa cum am făcut și înainte de meciul cu Târgoviște. Trebuie să pregătim și acest aspect, pentru că poate deveni unul decisiv.